rog să deschideți împreună cu mine la cartea Isaia, cartea prorocului Isaia, capitolul 56. Vom continua studiul nostru în această seară și ne vom uita la prima parte al acestui capitol, de la versetul 1 și până la versetul 8 inclusiv, iar apoi cea de-a doua parte și capitolul 57, data viitoare cu ajutorul Domnului. Isaia 56. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânându-și mâna ca să nu facă niciun rău. Străinul care s-a lipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său. Și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul. Famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor sărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și pe străinii pe care se vor lipi de Domnul, ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorul lui și pe toți cei ce vor păzi sabatul, ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile de toți și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiți al lui Israel. Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Amin. Amin. Nu putem să nu începem decât acolo unde ne sare ochiul nostru când vedem acest text, probabil din contextul nostru, și anume când citim păzind sabatul ca să nu-l pângărească. Și apoi din nou să reiterează această poruncă și parcă instinctiv spunem, oare este acest text pentru noi? Frate, poate n-ar trebui să predici în acest text, a fost ceva atunci în vechime, nu mai are nicio treabă cu noi, hai sărim peste el, mergem la următorul capitol și mai economisim un pic de timp. Răspunsul este că da, este pentru noi, pentru că toată Scriptura este pentru noi, dar mai precis decât atât, pentru că în mod explicit textul ne spune că este pentru noi. Este un text profetic și este un text care vizează nu doar poporul Israel, dar vizează biserica în mod explicit. Așa vorbește Domnul care strânge pe cei risipiți al lui Israel. Da? Deci le vorbește lor despre strângerea lor și apoi spune, voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum de el. Noi suntem aceia. Aceste alte popoare care eram în afara poporului Israel, care nu eram parte din, așa zis, poporul ales, care acum sunt strânși într-un singur popor. Căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și pentru români, și pentru americani, și pentru englezi, și pentru evrei. Dacă aceasta nu este pentru noi un tablou clar, explicit al bisericii răscumpărate, atunci nu știu ce ar putea fi pe paginile Vechiului Testament un asemenea tablou. În ultimele studii, în ultimele mesaje, am văzut prezentate în ultimele trei capitole o glorioasă prezentare a Evangheliei. În Isaia 53 am văzut pe robul Domnului, Sfântul lui Israel, suferind ca prin rănile lui noi ca să primim vindecarea. Am văzut efectele acestei suferințe, am văzut lucrarea desăvârșită care a făcut-o, mântuirea perfectă care avem prin suferința lui. În Isaia 54 am fost prezentat cu diverse portrete surprinzătoare ale Evangheliei, prin care am văzut felul în care Evanghelia ne surprinde prin magnitudinea ei, prin implicațiile ei. Iar apoi în Isaia 55 dimineața am primit două chemări explicite și puternice ale Evangheliei pentru toate neamurile. Și am înțeles că trebuie să venim la Dumnezeu, trebuie să cumpărăm hrană, hrană care deja a fost plătită. Am înțeles că trebuie să ascultăm de El, să luăm seamă, să ne pocăim și să credem în El. Iar acum, imediat după această prezentare,
Și după această chemare a Evangheliei, Dumnezeu vorbește și poruncește celor ce au luat seamă la această chemare, care au dat crezare cuvintelor Lui, poruncește cum ar trebui să trăiască în lumina Evangheliei. Cum ar trebui să trăiască în lumina acestei credințe. Și noi, care suntem credincioși, ar trebui să luăm și noi seamă la aceste porunci și să vedem cum vrea Dumnezeu ca poporul Său să trăiască în lumina ceea ce ne-a spus că Hristos a făcut pentru noi. Datorită ceea ce Hristos a făcut pentru noi, noi ar trebui să luăm seamă la cuvintele lui Dumnezeu și să căutăm să trăim după cuvântul Său. Ce avem aici în aceste 8 versete este un tablou al comunității credincioșilor, al bisericii, care caută să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Întâi în aceste primele opt versete, un tablou pozitiv. Ce ar trebui să fie poporul lui Dumnezeu. Apoi în cea de-a doua capitolul 56 și apoi în capitolul 57, vom vedea un tablou negativ. Ce n-ar trebui ca să fim noi care suntem copiii lui Dumnezeu. Dar întâi, pentru că timpul este scurt, vrem să avem și timp de rugăciune, vrem să avem și timp pentru masa Domnului și pentru că trupul este slab, ne vom focaliza în această seară doar la prima parte și vom vedea tabloul pictat de Dumnezeu, pozitiv, poruncile Lui pentru felul în care ar trebui ca să fim noi ca și o comunitate de oameni credincioși, ca și biserica Lui. Și primul lucru care ni se spune este faptul că biserica este o comunitate formată din cei care ascultă de Dumnezeu. De aceea, Isaia începe spunându-ne, așa vorbește Domnul. Ceea ce ne interesează pe noi, ca și o comunitate de oameni răscumpărați, este ce ne vorbește Domnul. Ce vrem ca să știm când vine vorba despre cum ar trebui să trăim, nu sunt părerile oamenilor, nu sunt opiniile oamenilor, ci este ce spune Dumnezeu că vrea de la noi. Prin cuvânt am fost aduși la viață. Prin cuvânt am fost incorporați în trupul Domnului nostru Iisus Hristos și prin cuvânt trăim în ascultare de Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu ne arată prin Isaia că biserica este o comunitate a unor oameni care caută să trăiască în sfințenie. Biserica este o comunitate de credincioși care datorită credinței lor vor să trăiască în sfințenie. Și Dumnezeu sublinează pentru poporul Său care tocmai a primit o fantastică prezentare și chemare a Evangheliei, două aspecte care sunt esențiale pentru trăirea în sfințenie. Primul poate fi sumarizat prin această frază. Păziți ce este drept și faceți ce este bine. Trăiți o viață după legea lui Dumnezeu. Trăiți făcând ceea ce este bine. Și al doilea lucru care se sublinează este acesta. Păzind sabatul ca să nu-l pângărească. Două aspecte subliniate. Și ne punem întrebarea, care este relația între cele două? Da? Care este legătura între păziți ce este drept și păziți sabatul? Pare redundant. Pentru că dacă păziți ce este drept și faceți ce este bine, este egal cu ascultați de legea lui Dumnezeu, ar părea redundant să spui poporul Israel păzind sabatul ca să nu fie pângărit. A trăi în sfințenie și a păzi sabatul. Ce este legătura între aceste două aspecte și care sunt implicațiile pentru noi? Înainte de a răspunde, haideți întâi ca să definim conceptul de sabat, ca să nu discutăm în necunoștință de cauză. Sabatul sau ziua de odihnă este o poruncă morală a lui Dumnezeu. Cea de-a patra poruncă din Decalog, care îl avem revelat pentru noi în Exod, capitolul 20 și în Deuteronom 5. Orice încercare de a scoate cu bisturiu afară, cea de-a patra poruncă, și a crea din cele două table ale legii 3, da? Adică 9 porunci pe două tablițe și sabatul, este haios, dacă nu tragic. Dumnezeu a dat poporului Său și nouă 10 porunci care revelează pentru noi caracterul legii morale a lui Dumnezeu pentru poporul Său. Și legea aceasta ține de cine este Dumnezeu.
Și ce cere el datorită naturii sale de la cei care îl urmează. Și lucrul acesta este imobil, la fel cum este Dumnezeu. Cea de-a patra poruncă spune în felul următor, Exod, capitolul 20. Adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci toată lucrarea ta. Dar ziua 7-a este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale și nici străinul care locuiește în cetatea ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, dar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o. Ziua de odihnă este o zi poruncită de Dumnezeu. Dar trebuie să recunoaștem că ziua de odihnă este stabilită de Dumnezeu ca regulă de viață înainte de decalog. În Exod, dacă citiți, este foarte interesant că Dumnezeu ceartă poporul Israel că nu respectă sabatul înainte să ajungem la Exod 20, unde sabatul este revelat. De unde ar fi trebuit ei să știe că trebuie să păstreze o zi din cele 7 pentru odihnă și închinare înaintea lui Dumnezeu? Priviți ce anume dă ca și justificare pentru porunca sabatului, versetul 11 din Exod 20, pentru faptul că trebuie să punem obligatoriu o zi din 7 deoparte pentru odihnă și închinare. Uitați, creația. Creația este argumentul adus pentru faptul că aceasta trebuie să fie practica poporului Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu ceartă poporul înainte ca să primească decalogul, înțelegem că ei trebuia să știe din Geneza, prin faptul că Moise le-a relatat lucrurile acestea, că Dumnezeu a intenționat ca ei să trăiască după acest tipar, ca o zi să fie sanctificată, să fie pusă deoparte pentru închinare înaintea Lui. Dumnezeu de la creație a desemnat un tipar prin actul creației. 6 zile de muncă, o zi de odihnă. Cum vă întreb eu pe dumneavoastră, credeți că Dumnezeu era obosit și avea nevoie de o zi de odihnă? A ajuns Dumnezeu la finalul creației și a zis, sunt epuizat. Cum suntem noi la finalul săptămânii de lucru? Am nevoie de un weekend. Pentru că nu mai am energie, nu mai am putere. În niciun caz! Dumnezeu face tot ceea ce face și revelează ceea ce a făcut în beneficiu nostru. El ne dă un tipar pentru felul în care noi ar trebui să trăim înaintea Lui în lumina adevărului creației. Ce este această odihnă care o vrea Dumnezeu de la noi? În primul rând trebuie ca să realizăm că nu este vorba de o odihnă fizică. În Vechiul Testament ni se poruncește chiar să depunem efort în ziua de sabat pentru binefacere. Chiar Hristos argumentează împotriva fariseilor, zicând că nu știu ei că chiar și preoții muncesc în ziua de sabat și totuși nu încalcă legea lui Dumnezeu, fac ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ca atare vedem și din Vechiul Testament și din mărturia Noului Testament că sabatul nu trebuia să fie o zi în mod special unde numai să stai pe canapea. Trebuia să fie o zi de odihnă spirituală. O odihnă duhovnicească. Este vorba, în primul rând, de o odihnă în închinare, o odihnă spirituală. De o sfințire prin punerea deoparte a unei zile întregi pentru o odihnă spirituală de care avem așa de mare nevoie. De ce? Pentru că este tendința noastră naturală ca să nu ne ocupăm de lucrurile spirituale. Să fim hiperactivi în lucrurile pământești și leneși în lucrurile spirituale. Și nu odihnă prin lenevie ne poruncește Dumnezeu, dar odihnă prin activitate sfântă. Uitați ce spune chiar în acest capitol prin Isaia. Păziți ce este drept și faceți ce este bine. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el. În ce? În a face ce este drept, în a face binele. Cum poate face lucrul acesta? Păzind sabatul, punând deoparte o zi și consacrând-o pentru închinare și odihnă și binefacere. Și ca să nu-l pângărească, să nu-l folosească în alte scopuri. Să nu ia ceea ce Dumnezeu a pus deoparte pentru un scop și să introducă în el alte interese și alte dorințe și alte practici care n-au nicio treabă cu intenția lui Dumnezeu. Ca să nu facă niciun
rău. Problema zilei de odihnă, problema sabatului pentru Dumnezeu, nu este între ce faci și ce nu faci fizic, ci este între ce faci și ce nu faci spiritual. Între unde ți investești efortul sufletului tău. Poți ca să nu faci absolut nimică în ziua de odihnă, care pentru noi este duminica și vom vedea imediat de ce, și totuși să încalci voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă stai acasă toată ziua și te uiți la meci, nu poți să zici că te-ai odihnit. Sunt niște frați în spate care zâmbesc. Toți suntem vinovați. Toți avem tot felul de scuze. Am avut nevoie să mă odihnesc. Nu, dacă aveai nevoie să te odihnești cu adevărat, erai la biserică. Erai la închinare. Erai cu nasul în cuvânt. Erai pe genunchi în rugăciune. Dacă chiar te simțeai obosit, problema este că ești prea odihnit. Ești prea relaxat în această lume și nu ai nevoie de odihna care o dă Dumnezeu. Și de aceea nu pui deoparte o zi expre pentru așa ceva. Deci Dumnezeu, de la creație și apoi prin revelație, ne arată că legea Lui este aceasta. Omul trebuie să sfințească o zi din șapte pentru odihnă, ca și, pentru odihnă și închinare. Dar care este legătura, totuși rămâne întrebarea, între trăirea în sfințire, care este prima poruncă, și ziua de odihnă, care este a doua sau cel puțin ceea ce sublinează în acest text. Este foarte simplu. În Vechiul Testament, de fiecare dată, când poporul se depărta de Dumnezeu și trăia în păcat și trăia în idolatrie și introducea practici păgâne în poporul lui Dumnezeu, era pângărit ziua de odihnă. Era abandonat sabatul, era neglijată închinarea. De asemenea, o lipsă de sfințire a zilei de odihnă duce în poporul Israel la o viață lipsită de sfințenie. Încălcarea sabatului sau pângărirea lui se întâmplă în două feluri și lucrul acesta îl vedem peste tot în Vechiul Testament. Pe de o parte, este desconsiderarea lui. Pur și simplu, substragerea oamenilor de la această zi, de la închinarea, de la activitățile care ar trebui să facă parte din ea. Nu se consacrează în niciun fel această zi. Sau pângărirea se întâmplă prin introducerea lucrurilor urâte de Dumnezeu în cadrul acestei zile. Folosirea ei pentru lucruri care Dumnezeu nu le-a poruncit și nu le dorește de la poporul său. De exemplu, în Vechiul Testament, practici păcătoase sau păgâne, sau tot felul de invenții umane în cadrul poporului Dumnezeu. De aceea, când Domnul Iisus Hristos îi ceartă pe farisei pentru felul lor de închinare, spune, voi ați desfințat foarte frumos porunca lui Dumnezeu. Și ce urmăriți? Niște dati, niște porunci omenești. Și în felul acesta ați pângărit, ați contaminat ceea ce Dumnezeu a poruncit. Ei păzeau sabatul, dar nu păzeau sabatul care l-a poruncit Dumnezeu. Nu înțelegeau care a fost intenția lui, dorința lui Dumnezeu și ca atare făceau totul după închipuirea și imaginația lor. Să punem aceasta în termenii noștri. Lipsa unei zile, în speță pentru noi, duminica, sfințite, consacrate pentru o dignă și închinare spirituală, a cărui punct culminant, indiscutabil, este închinarea bisericii celor răscumpărați de Hristos, duce la o trăire în păcat. Mă repet, lipsa unei zile, duminica, sfințite și consacrate pentru o dignă și închinare și pentru părtășia frățească, duce la trăire în păcat. Și invers, o trăire în păcat, o perseverență în tot felul de păcate, duce la o lipsă de consecvență în consacrare, tot ce înseamnă închinare și disciplină spirituală. Indiscutabil. De ce lipsesc oameni la biserică? Pentru că trăiesc în păcat. De aceea. De ce dau oameni înapoi de la locul în care se vor întâlni cu Dumnezeu? Pentru că le este frică să se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că acolo păcatul lor va fi confruntat. Lipsa unei zile consacrate duce la păcat și păcatul duce la lipsa unei zile consacrate. Este cât se poate declar din paginile Sfintei Scripturi și din experiența noastră personală. Aceasta este tendința noastră omenească. 7 din 7 zile, 24 din 24, vrem să ne focalizăm pe lucrurile pământești. Asta este. De câte ori te găsești, fii sincer, de câte ori te găsești visând despre biserică? Se întâmplă să fii la lucru și să stai numai așa, stai la colaborator și să visezi
să-ți imaginezi cum ce frumos se cântă în mijlocul adunării. De câte ori se întâmplă să visezi că ești pe o plajă undeva? Sau la sportul tău favorit? Tendința noastră este 24 din 24 să fim focalizați pe lucrurile pământești. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Și de aceea a pus deoparte pentru noi, în providența sa, o zi în care să rupem cu tot ceea ce înseamnă pământești. Chiar lucrurile bune pământești. Sunt lucruri foarte bune pământești, care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ele. Și să ne focalizăm pe cele spirituale, pe odihnă și pe închinare. Dacă îmi vei spune, frate, da, eu tot timpul țin sabatul și ziua de odihnă pentru că Hristos este sabatul nostru. Voi spune amin. Dar acesta nu este un motiv să neglijez porunca lui Dumnezeu de a consacra o zi deplină pentru odihnă și închinare. Este doar temelia pe care noi acum în nou legământ putem cu adevărat să ne odihnim. Nu putem desființa porunca lui Dumnezeu prin faptul că El ne-a dezvăluit felul în care odihna este cu adevărat posibil. Fiindcă ce altceva este ziua de odihnă dacă nu promisiunea odihnei care ne-o dă Dumnezeu în Hristos? Ce altceva este ea dacă nu așteptarea împlinirii depline a acestei promisiuni, a odihnei veșnice care o avem acum prin Hristos, o odihnă care astăzi este a noastră prin credință, dar care nu vom experimenta în totalitate până când nu revine El? Fraților, vă spun foarte sincer, niciunul dintre noi n-am experimentat o clipă de odihnă totală. Niciunul. Și până când El nu va reveni, și până când nu vom fi eliberați din trupurile acestea de carne, și până când nu-L vom vedea cum este El și nu vom fi cum este El, nu vom fi pe deplin odihniți. Dar acum putem pregusta prin credință în fiecare zi și mai ales în această zi, când suntem strânși în adunarea sfinților, unde este o pregustare a cerurilor, unde putem să cântăm așa cum vom cânta atunci cu îngerii, unde putem ca să stăm la masa Lui așa cum vom sta atunci cu El la masa Lui. De fapt, ceea ce biserica mărturisește prin consacrarea zilei de duminică este aceasta. Dumnezeu a decretat de la creație pentru omenire ca una din șapte zile să fie sfințită în totalitate pentru o dignă și închinare. Acea zi, datorită creației și prin revelație, în trecut a fost cea de-a șaptea zi. Ziua în care, după creație, El, ne spune Scriptura, s-a odihnit. Dar creația, Geneza continuă, dar creația a fost coruptă. Cum? Prin păcatul nostru. De păcat și de cădere. Și acum 2000 de ani se petrece un eveniment de o magnitudine egală cu creația Universului. Și anume, realizarea unei noi făpturi, unei noi creații prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și din momentul învierii, vedem că ucenicii au înțeles că ceea ce noi am pierdut după creație prin păcatul nostru, odihna în prezența lui Dumnezeu, Hristos a răscumpărat prin moartea și învierea sa. Și din acel moment avem mărturia apostolilor că cea din tâi zi a săptămânii a fost sfințită pentru odihnă și închinare în Hristos, Creatorul și Răscumpărătorul nostru. Aceasta vom mărturisi când ne apropiem de masa Domnului. Că în El, odihna care noi am fi pierdut-o pentru totdeauna datorită păcatului nostru, a fost răscumpărată prin moartea și învierea sa. Ca atare, noi suntem o creație nouă, spune Apostolul Pavel, o făptură nouă zidită în Hristos Iisus. Și cu aceeași putere cu care El a fost înviat, cu aceeași putere, spune Apostolul Pavel, cu care Dumnezeu a zis să fie lumină la începutul creației, a făcut să lumineze în inimile noastre. Mântuirea mea și a dumneavoastră, prin jertfa Domnului Iisus Hristos la Golgota, este o lucrare de o magnitudine egală cu creația Universului. Și este acea jertfă care va duce la final la o nouă creație, la un cer nou și la un pământ nou. Și de aceea considerăm, datorită mărturiei Scripturii și a practicii apostolice, că Dumnezeu a consacrat învierea Domnului Iisus Hristos ca noua zi a creației în care să o sfințim și să o consacrăm pentru închinare. Ca atare, noi, în această zi, ne odihnim în El, Hristos, sabatul nostru. Și împlinim porunca lui Dumnezeu ca și unii care nu suntem
sunt pedeapsa legii. Dar în har avem plăcerea de a împlini porunca lui Dumnezeu. În al treilea rând, biserica este o comunitate, ne arată Dumnezeu prin Isaia, a celor care fără El n-au nicio speranță. Două personaje sunt aduse în discuție de Isaia, două personaje care nu par să aibă nicio legătură unul cu altul, străinul și famenul. Care este legătura între aceste două persoane? Ce are un străin, unul care este din afara poporului Israel, și un famen? Mi se pare că n-au nicio legătură. Și totuși au un numitor comun, și anume, ambele personaje, și străinul și famenul, în Vechiul Testament erau excluși din închinarea poporului Dumnezeu. În Deuteronom 23, de la versetul 1 la versetul 3, se spune în felul următor: cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea copiilor lui Dumnezeu. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam pe vecie. Din perspectiva poporului Israel, străinii și famenii n-aveau nici o speranță de a intra în închinarea poporului Dumnezeu, de a face parte din poporul lui Dumnezeu. Acești oameni în trecut erau excluși din poporul lui Dumnezeu și acum acestor oameni care n-au nicio speranță, li se spune în felul următor: acești oameni să nu zică Domnul mă va despărți de poporul său sau iată eu sunt un copac uscat. Dumnezeu arată că nu cei ce în mod vizibil au purtat numele de Israel sunt cu adevărat poporul lui, ci cei ce-l au pe el în inima lor. Aceștia care, spune Isaia, Dumnezeu prin el, aceștia care din dragoste pentru Dumnezeu vor trăi o viață sfântă. Famenul și străinul care spun, chiar dacă nu voi fi primit vreodată în acest popor, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, aceștia sunt poporul meu. Aceștia care păstrează legământul meu, păstrează poruncile mele, deși sunt străini, deși sunt departe, eu îi aduc aproape. Și aceștia nu trebuie, spune Dumnezeu, să se teamă, pentru că, versetul 7, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Acești oameni, de departe, de străini, în exil față de poporul lui Dumnezeu, prin lucrarea care Dumnezeu o face în inima lor, îs aduși pe muntele lui cel sfânt și în casa lui și sunt umpluți de veselie în casa lui de rugăciune. Biserica este locul pentru oamenii care n-au nicio speranță, pentru că Dumnezeu este Cel care ia acești oameni și face din ei copiii Lui. În al patrulea rând, biserica este o comunitate a tuturor popoarelor, este o comunitate inclusivă. Biserica ar trebui să fie cea mai inclusivă comunitate de pe fața pământului. Așa vorbește Domnul, care strânge pe cei risipiți al lui Israel, voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. De aceea trebuie și ne străduim să vedem Evanghelia adusă la toate popoarele. Trebuie să ne pese. Frate, ce treaba am eu cu ce se întâmplă în Africa? Este treaba mea și este treaba dumneavoastră. Că sunt popoare care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care nu cunosc vestea cea bună a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să ne străduim să vedem Evanghelia adusă la toate popoarele. La români, la moldoveni, la unguri, la oriunde ne dă Dumnezeu oportunitate. Și de aceea trebuie să fim împotriva oricărei forme de discriminare sau rasism. Oricărei forme. Nu contează dacă e vorba de discriminare pe națiune, pe etnie, pe orice ar fi. Creștinii ar trebui să fie total împotrivă la așa ceva. Pentru că suntem, știm, dintr-un singur neam, din Adam. Avem aceeași identitate prin naștere. Și devenim un singur popor răscumpărat, alcătuit din orice nație și orice etnie și orice limbă prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea orice diferență ne-ar separa. Preferințele noastre, politica noastră, etnia noastră, toate acestea dispar în comunitatea credinței, pentru că ceea ce ne unește este Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este comunitatea radical diferită decât ceea ce se vede în lume, care spune Dumnezeu prin Isaia că ar trebui să existe în mijlocul celor care au auzit Evanghelia, au auzit chemarea ei, au băgat de seamă și au răspuns cu credință și pocăință. O comunitate total devotată
de ascultare față de Dumnezeu. O comunitate total devotată de sfințenie, la sfințenie. O comunitate devotată la odihnă și închinare. Disciplinată în ceea ce înseamnă disciplinele spirituale. O comunitate care este dornică să vestească Evanghelia. Și o comunitate care dărâmă orice barieră între oameni atunci când invită pe orice om, de orice etnie, de orice inclinație politică. Să se încreadă în Domnul nostru Iisus Hristos și să devină parte din poporul său prin jertfa Lui. Amin.